Argentinienii au dat o lovitură de grație tuturor microbiștilor din România. Au anulat meciul amical cu naționala noastră, care urma să aibă loc pe 10 august pe stadionul Lia Manoliu. Decizia s-a luat aseară după ce echipa Argentinei a rămas fără antrenor. Totuși, sudamericanii nu au considerat necesar să anunțe și pe ei noștri, care au aflat informația bombă de pe internet. Partea cu adevărat neplăcută este că suporterii care și-au luat bilete nu își vor primi toți banii înapoi. O decizie luată la Buenos Aires. Suspender el partido programado frente a Rumania para el mes de agosto a făcut valuri la București. Marea inaugurare s-a transformat în marea dezamăgire, dar nu și pentru firmele de ticketing. Dacă vă numărați printre cei 30.000 de oameni care și-au cumpărat bilet la meciul cu Argentina și vă vreți bani înapoi, trebuie să știți că nu veți primi și taxa de procesare a comisionului și curierat. Astfel, agențiile de bilete rămân cu 140.000 de euro în conturi. La prețul de 150 de lei biletul am plătit undeva la 180 de lei. Între timp, Federația Română de Fotbal caută soluții pentru ca inaugurarea noului stadion național să fie totuși un amical cu o echipă mare. Am făcut o scrisoare lui Gilberto Madail, președintele Federației din Portugalia, în care rog, dacă poate, să accepte în locul Luxemburgului să vină să inaugurăm stadionul național. Probabil vor încropi repede un alt meci, însă biletele noi le-am cumpărat pentru Messi, pentru Argentina, nu pentru alt meci. Nu interesează să Bosnia, Chiașna sau selecționată din Dăbuleni. Oficialii FRF spun că biletele cumpărate pentru meciul cu Argentina rămân în continuare valabile, dar pentru meciul cu Franța de pe 6 septembrie. Pentru partida cu Argentina fusese răpuse la punct o mulțime de detalii. Au fost făcute inclusiv tricouri pentru fani. Sofia a amânat partida cu Argentina azi, dar tricourile create special pentru această partidă tot au fost lansate azi pe piață. Sunt aproape 10.000 de astfel de tricouri. Costă 98 de lei unul și cu siguranță le veți mai găsi o vreme pe piață. Ca să-l aducă pe Messi la București, argentinienii au cerut 1,5 milioane de euro. Octavia Geamănu este acum pe Arena Națională. Octavia, bună seara! Dacă și varianta meciului cu Franța o să cadă, ce soluții mai are Federația de Fotbal? Bună seara! Oficialii FRF încearcă să-l înlocuiască pe Messi cu Cristiano Ronaldo, adică să aducă Portugalia pe 10 august, însă e greu de crezut că se va întâmpla asta, întrucât Lusitania au meci atunci programat cu Luxemburg. Prin urmare, cel mai probabil inaugurarea acestui stadion va avea loc pe 6 septembrie, atunci când se va juca meciul oficial cu Franța din preliminariile campionatului european de anul viitor. Oricum, n-ar trebui să fim dezamăgiți, întrucât ne rămân aceste tricouri fantastice pe care mi-am dat seama că le putem purta și la meciul cu Franța, întrucât se regăsesc culorile drapelului nostru, dar și cele ale drapelului Franței și, în plus, ne mai rămâne și acest stadion absolut senzațional. Vă spun sincer că în momentul în care am intrat aici am spus, wow, chiar dacă în acest moment arată ca un șantier, va fi gata totul în 2 săptămâni și peste tot se simte calitatea, se simte fiecare ban investit aici, peste 100 de milioane de euro. Este un stadion care arată cu mult peste nivelul celor pe care se antrenează echipe mari din Europa. Mai rămâne doar să simțim gustul victoriei tricolorilor. Andreea? Octavia, îți mulțumesc!